bun găsit la știrile orei 20. După împărțirea administrativ-teritorială, fiecare dintre cele 8 regiuni ale țării vor avea câte un prefect regional. Declarația a fost făcută de vicepremierul Liviu Dragnea, care a explicat că după regionalizare nu se va desființa niciun județ, niciun consiliu județean și că toate autoritățile locale rămân. Vicepremierul Liviu Dragnea a precizat că în urma regionalizării va exista un prefect regional ca reprezentant al guvernului în regiune, existând în acest moment două variante. Fie câte un prefect pe fiecare regiune, fie un singur prefect regional ajutat de subprefecți în județe. Claudiu Teodorescu, prefectul județului, a vorbit despre această măsură și spune că nu-și dorește funcția respectivă. La fel cum o să fie un președinte al regiunii, bineînțeles că va exista și un prefect al regiunii. Și noi vorbim acum de regiunea Oltenii, regiunea care este cea mai apropiată de noi și în care județul Gorj va face parte. V-ați dori această funcție regională? Nu am fugit niciodată de responsabilități, doar că știu destul de clar să urmez etapă cu etapă în cursul vieții mele și în cursul carierei mele. După împărțirea administrativ-teritorială, care ar urma să fie făcută în această toamnă, vor exista 8 regiuni, iar județul Gorj va face parte din regiunea 4 Sud-Vest, alături de județele Dolj, Mehedinți, Olt și Vâlcea. Guvernul a decis începerea acțiunilor aferente procesului de regionalizare-descentralizare în România printr-un memorandum avizat în ședința de marți. Chiar dacă a trecut de selecția făcută de firma Kienbaum, Laurențiu Ciurel nu a apucat să semneze încă contractul de manager privat al complexului energetic Oltenia. Totuși, acest lucru se va întâmpla până la sfârșitul acestei luni. Singurul hop pe care îl mai are de trecut Ciurel se numește adunarea generală a acționarilor. Aici mandatul lui Ciurel, ce se întinde pe 4 ani, trebuie să primească ultimul aviz. Dumneavoastră a semnat mandatul de manager? Cu data de 1 martie intră în vigoare, da. Va intra în vigoare cu data de 1, rămâne pe 28, odată cu aprobarea lui de către AGA. Deci am ajuns la o înțelegere, s-a definitivat contractul. Pe data de 1 intră în vigoare, se semnează pe 28 după ce trece prin AGA. Nu este chiar o formalitate, dar Consiliul de Supraveghere a fost cel care a avut cuvântul cel mai greu de spus. După ce vor fi puse la punct și aceste detalii, Ciurel va trece și la schimbări în vârful complexului energetic Oltenia. Astfel, mai mulți directori din cadrul gigantului energetic urmează să fie schimbați, după cum afirmă chiar Ciurel. A adopta un copil nu este un lucru foarte ușor, însă este o faptă minunată. Pentru a adopta este nevoie de dorință, de multă iubire părintească, dar și de multă răbdare, pentru că procesul este unul foarte costisitor și de durată. Anul trecut, 17 copii și-au găsit o familie. Deși uneori părinții își abandonează copiii din motive obiective, cum ar fi lipsa banilor, sărăcia, vârsta prea fragedă a mamelor, acesta este un gest crud. O parte dintre micuții părăsiți de părinții lor naturali primesc o a doua șansă pentru a trăi într-o familie iubitoare și binevoitoare. Din sutele de copii aflați în centrele de protecție din Gorj, doar câteva 10 anual sunt adoptați. Anul trecut, 17 copii au primit o a doua șansă la viață. Nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în anul 2012 au avut loc un număr de 17 evaluări pentru obținerea atestatului de persoană sau familie adoptabilă. Au fost atestați 24, au primit un număr de cuvințări 17 copii, asta înseamnă că au fost adoptați. Viitorii părinți își doresc copii care să nu fie de etnie romă, să nu aibă boli cronice și, dacă s-ar putea, să fie blond cu ochii albaștri. Procedura adopției este însă una greoaie, lentă și nu toți părinții adoptivi reușesc să se acomodeze cu viitorul copil după ce copilul este luat de familie timp de 2 ani și de la protecția copilului monitorizează noua familie. În anul 2013, până în acest moment, avem în evaluare 7 persoane, familii, pentru obținerea atestatului de familie persoană adoptabilă. Avem 3 copii în potrivire practică în acest moment. Este vorba de, practic, pasul 3 în adopție. Pentru 3 s-a deschis procedura de adopție. Printre persoanele care nu pot adopta se numără cele care au condamnări definitive, persoanele ai căror soți sunt bolnavi psihic sau au un handicap mental. În schimb, au prioritate la adopție rudele copilului până la gradul 4, urmate de tutore și asistentul maternal profesionist.
Centrul Militar Județean Gorj împlinește astăzi 45 de ani de la înființare. La acest aniversar, conducerea, personalul și foste cadre militare ale unității au sărbătorit, așa cum se cuvine, acest eveniment deosebit de important alături de autoritățile locale și colegii celorlalte instituții de securitate și apărare națională. Centrul Militar Județean Gorj are un rol deosebit, activitățile acestuia fiind de la recrutarea tinerilor și până la asigurarea tehnicii și echipamentului militar și chiar mobilizarea în caz de război. Acesta a fost înființat prin ordinul Ministrului Apărării Naționale M10 în anul 1968, după reorganizarea administrativ-teritorială a României. Acesta este motivul pentru care astăzi reprezentanții instituției, autoritățile locale și cadre ale celorlalte instituții de apărare națională au îmbrăcat straie de sărbătoare. Astăzi, Centrul Militar Județean Gorj sărbătorește 45 de ani de la înființarea unității, conform ordinului Ministrului Apărării Naționale M10 din 1968. A fost înființat Centrul Militar Județean Gorj ca urmare a reorganizării administrativ-teritoriale a României. Sărbătorim printr-o adunare festivă care are loc la sediul Cercului Militar Târgu Jiu, la care sunt invitați pe lângă autoritățile publice locale, colegii de azi și de ieri ai noștri, comandanții celorlalte instituții cu atribuții în domeniul securității și apărării naționale. Aceste aniversări au loc din 5 în 5 ani, astfel că prilejul de bucurie este mult mai mare. Aceste aniversări o să sărbătoresc din 5 în 5 ani și sperăm să ne întâlnim și la 50 de ani de la înființare. Aprecierile și gândurile bune nu au întârziat să apară din partea președintelui Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. Vă felicit pentru activitatea desfășurată la nivelul Centrului Militar Județean, pentru toți cei lucrați actualmente în Centrul Militar și vă apreciez pentru faptul că reușiți multe lucruri bune. Nostalgia și emoțiile l-au năpădit și pe vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, Ciprian Florescu, la amintirea a ceea ce înseamnă Centrul Militar Județean Gorj pentru fiecare bărbat. Cred că pentru mine personal înseamnă cam ceea ce înseamnă pentru orice bărbat care a trecut măcar o dată pe la Centrul Militar Județean. Naște emoții, naște nostalgii, pentru că oricine a făcut armata și a trecut pe la Centrul Militar Județean a rămas cu amintiri extraordinar de frumoase. Le doresc din suflet sănătate, viață lungă și realizări pe toate planurile. Conducerea Centrului Militar își dorește menținerea personalului foarte bine pregătit pentru a duce mai departe tradiția militară. E mai departe, ne dorim să, în primul rând, să fim același colectiv unit, același oameni deosebit de bine pregătiți, pentru că această structură este, după părerea mea, o structură de elită armate din ceea ce privește generarea și regenerarea forței, de asigurarea cu resurse umane și materiale la mobilizarea unităților militare de pe teritoriul județului Gorj și, nu în ultimul rând, a spune să ducem mai departe tradiția militară. La eveniment au luat parte și foști reprezentanții de seama ai structurii de apărare. Din tot sufletul ca acest corp de cadre din Centrul Militar și personalul civil să aibă sănătate și numai fericire în viață cât va fi în viață. Rezultatele elevilor din școlile gorjene la concursurile desfășurate pe diferite discipline ne fac din nou cinste. În urmă cu câteva zile a avut loc concursul de informatică Info Oltenia, aflat la a 15-a ediție, unde copiii participanți s-au făcut din nou remarcați. Pe lângă aceasta, până în luna martie se vor constitui loturile județului cu elevii care vor participa la olimpiadele naționale. Învățământul gorjan a fost reprezentat din nou cu succes de elevii gorjeni. Aceștia au reușit să obțină rezultate foarte bune la concursul regional de informatică Info Oltenia, care a avut loc weekendul trecut la Craiova. Competiția s-a desfășurat pe echipaje, dar și la nivel individual. Deci, la sfârșitul săptămânii trecute, mai bine zis, sâmbătă și duminică, la Craiova s-a ținut concursul interjudețean, deci pe regiunea Oltenia, Info Oltenia. Au fost prezente echipaje din toate județele Olteniei. La concursul pe echipaje ținut sâmbătă am obținut locul 1 la echipajul de la înscris în concurs la clasa 11-a și a 12-a. Și locul 3 la echipajul compus din elevii din clasa 9 și clasa 10. Și la individual, duminică,
că elevii noștri au obținut rezultate meritorii. Avem un loc 1 prin elevul Popescu George de la Colegiul Național Dor Vladimirescu, un loc 2 și 5 mențiuni. În această perioadă se susțin fazele județene la diferite discipline, astfel că până în luna martie se vor forma loturile județului care vor lua parte la Olimpiadele Naționale. Cei aproximativ 250 de elevi gorjeni participanți la concursurile județene pe materii au început deja febra competițiilor. Dar urmează în săptămânile următoare faza națională la Olimpiada de faza județeană la Olimpiada de informatică, ca de fapt și la celelalte discipline. Sâmbătă se va avea loc faza județeană la Olimpiada de chimie. Acum două săptămâni a avut loc faza județeană la Olimpiada de fizică, și pentru că este foarte importantă ca baza de selecție a celor care vor forma lotul județului sau loturile județului să fie cât mai mare. Sunt undeva la 200-250 de copii care participă la fazele județene. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Gorj urmărește atragerea de sponsori pentru a premia elevii care se întorc cu rezultate bune de la concursuri, iar județul Gorj este gazda Olimpiadei Naționale de Geografie. În funcție de sponsorii pe care vom reuși să-i atragem în perioada imediat următoare, vom încerca să premiem și copiii care obțin rezultate deosebite la fazele naționale ale olimpiadelor școlare. Adică noi am fost desemnați de către minister să organizăm faza națională a Olimpiadei de Geografie. Elevii de la Palatul Copiilor din Târgu Jiu vor susține un spectacol de excepție luni cu ocazia sărbătorii Dragobetelui. Mai multe cercuri artistice vor participa la această acțiune cu o serie de recitaluri de poezie și muzică de diferite genuri. Copiii au pregătit intens sub coordonarea profesorilor de la Palatul Copiilor poezii și cântece pentru a marca Dragobetele, sărbătoare care are loc pe 24 februarie. Iubitorii de versuri de dragoste și muzică vor putea participa la festivitățile desfășurate de elevi luni în incinta Palatului Copiilor din Târgu Jiu. Avem un spectacol de excepție, spunem noi, în data de 25 februarie, luni pică, pentru ziua de Dragobete. Acolo vor participa cercurile artistice, cu recitalul de poezie de dragoste, cu muzică folk, muzică ușoară, dansuri moderne, dansuri populare și muzică populară. Profesorul coordonator Cristina Olteanu instruiește un grup vocal pentru manifestările din perioada următoare. Talentul și ambiția elevilor săi o ajută să obțină rezultate bune, astfel munca sa fiind recompensată. Pregătim pentru spectacolul pe care o să-l avem aici în această sală de luni, spectacolul de Dragobete, un grup vocal, trei cântecele așa de dragoste în limita bunului simț, și ne pregătim pentru fazele județene ale concursurilor noastre. Mai precis, noi o să susținem pe data de 27 martie, aici la Târgu Jiu, concursul județean Doină, Doină, Cântec Dulce. După orele de la școală sau înaintea acestora, copiii preferă să cânte sau să se pregătească pentru diferite competiții și concursuri. Este și cazul Alexandrei Polacic, care în curând va putea fi văzută pe scena unui concurs național. Participat. O să mă vedeți în curând la România au talent. Acolo am participat cu o melodie care se numește O mio babino caro, însă nu este de muzică populară, ci de muzică clasică. De cât timp te pregătești? De 2 ani. Merg aici la Palatul Copiilor. Îți place ce faci? Da, foarte mult. Ai câștigat și premii? Nu, încă sper să câștig. România este țara contrastelor, unde un parlamentar primește lunar pentru cazare, cabinet parlamentar și salariu suma modică de aproximativ 20.000 de lei, în timp ce la polul opus, statul acordă copiilor instituționalizați doar 7 lei pe zi pentru mâncare, chiar dacă aleșii parlamentari se ospătează cu meniuri de peste 100 de lei. Nimic anormal din punctul lor de vedere.
După ce timp de 30 de zile încearcă să convingă electoratul să le acorde votul pentru a ajunge în Parlamentul României, deputații și senatorii care spun că ne reprezintă interesele ajung peste noapte să primească de la stat sume deloc de neglijat. Pe lângă salariul modic de peste 4.000 de lei, parlamentarii au la dispoziție alți 4.000 de lei pentru cazare și masă, plus peste 100.000 de lei pentru cabinetul parlamentar. Sumele sunt normale din punctul lor de vedere pentru că afirmă că sunt multe cheltuieli. O sumă de 4.000 de lei. Această sumă este pusă la dispoziția oricărui parlamentar și acesta face ceea ce crede de cuvință. Pentru cabinetul parlamentar este o sumă forfetară care include peste în jur de 9-10.000 de lei, dar aici este inclus, sunt incluse salariile angajaților cu dările respective la stat, cheltuielile cabinetelor, chirii, utilități și așa mai departe. În timp ce aleșii noștri primesc cu sutele de milioane pe lună, copiii din centrele de protecție socială au alocații din partea statului 7 lei pe zi pentru mâncare. Pentru copiii 0-4 ani aflați în centrele rezidențiale și centrele de zi din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, alocă 7 lei. Pentru copiii peste 4 ani și adulți alocă 9 lei. Așa cum știm, în acest moment se încearcă și cred că se și rezolvă creșterea alocației pentru ambele situații cu 1 leu. În zilele noastre, accesul la informații a devenit destul de simplu datorită internetului, însă există atât tineri cât și oameni trecuți de vârsta a doua care preferă lectura. Din acest motiv, pragul Bibliotecii Județene Cristian Tel din Târgu Jiu este trecut de un număr destul de mare de cititori, lucru îmbucurător. Solicitărilor la sala de lectură și la cea de împrumut ale Bibliotecii Județene Cristian Tel din Târgu Jiu a crescut în ultima perioadă. Colecțiile și serviciile instituției le sunt de mare folos cititorilor, după cum arată și cifrele referitoare la numărul de utilizatori. Sigur că citesc. Pot să zic că Biblioteca Județeană Cristian Tel a reușit anul trecut să aibă un număr important de utilizatori, și anume 11.300 de utilizatori, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de anul precedent, când ne situam undeva sub 10.000. Așa. Sălile de lectură și de împrumut ale Bibliotecii Județene din Târgu Jiu sunt vizitate zilnic de persoane din toate categoriile de vârstă. Instituția pune la dispoziția solicitanților atât o colecție impresionantă de cărți în toate domeniile, cât și calculatoare pentru a accesa internetul. Nu, avem din toate categoriile de vârstă, dar într-adevăr tinerii și copiii, ca să-i să reprezinte o categorie importantă din utilizatorii serviciilor noastre, și își caută informația, după cum a spus și dumneavoastră, inclusiv pe internet. Important este, până la urmă, să aibă acces la informație, și asta face o bibliotecă publică, facilitează accesul la informația comunității gorjene. Deși internetul reprezintă o sursă de informare ușor de accesat, lectura este atât utilă cât și plăcută. Elevii aleg să-și petreacă timpul la bibliotecă, unde reușesc să-și facă și temele pe lângă a căuta informații. Aproape în fiecare zi. Îți faci și lecțiile aici? Da. Da. Aproape în fiecare zi. Ce-ți place să citești? Ce-mi place să citesc? Literatură universală. Adică, da, orice. Este mai simplu decât să accesezi informația pe internet? Nimic nu este mai simplu ca internetul. Revenim cu știrile din sport după generic. Apele sunt din ce în ce mai învolburate la energia. Cu salariul tăiat la jumătate, Nicolici are și ultimatum din partea conducerii să ducă echipa în play-off, altfel va fi demis. Deși își suspectează unii elevi de sabotaj, antrenorul sârb refuză să renunțe la misiunea de a califica energia în play-off. Sâmbătă, Darby și compania au parte de un test lejer contra Codașei, Farul Constanța.
Eșecul de la Giurgiu a pus energia pe un butoi de pulbere. Nicolici a fost găsit unicul vinovat de către cei din conducere și s-a ales cu salariul redus la jumătate. În ciuda acestei umilințe, antrenorul sârb a decis să nu renunțe la banca energiei și să forțeze o calificare aproape imposibilă în play-off. Și asta în ciuda faptului că antrenorul suspectează că unii jucători îl sabotează. Unii jucători vor prinde mai puține minute, anunță Nicolici, care spune că e dispus la orice sacrificiu pentru a-și îndeplini obiectivul. I accept salary cut because I believe. Dar nu înțelege pe cei din conducere, dar are câteva întrebări pe care vrea să le pună tuturor. În primul rând, cine gândește pozitiv în toată această treabă? Dumnealui sau domnul Cumpănașu? Cine vrea să ajungă echipa în play-off? Dumnealui sau domnul Cumpănașu? Până la urmă a acceptat reducerea contractului pentru că scoate în evidență faptul că dumnealui încă mai crede că echipa poate ajunge în play-off. Din acest motiv a și acceptat reducerea salarială și a rămas la energia. Primul obiectiv al lui Nicolici este să câștige următoarele 3 meciuri. Coda și Farul Constanța pare victimă sigură la Târgu Jiu. Nicolici e convins că după meciul cu Farul, energia va fi gata de bătălia pentru play-off de la Târgu Mureș de miercuri. Urmează acum în 8 zile o serie de 3 meciuri extrem de importante, acasă cu Farul, în deplasare la Târgu Mureș și apoi pe teren propriu cu CSM București. Nu-și face probleme în privința meciului cu Farul, crede că energia va câștiga fără probleme, iar dacă batem la Mureș, avem 200% șanse să ajungem în play-off. Meciul dintre Energia și Farul se joacă sâmbătă seara de la ora 20 în sala sporturilor din Târgu Jiu. Gata cu testele, e momentul să arate de ce sunt capabili. Pandurii în versiunea Pustai 2013 debutează în meciurile oficiale la Piatra Neamț contra celor de la Ceahlăul. Rămași fără Maxim, gorjenii mizează pe Răduț și Predescu pentru a se întoarce victorioși din Moldova. Fără Grigora și Maxim, dar cu Pustai și Predescu, așa arată noua configurație a Pandurilor înaintea debutului din retur. Pustai are emoții înaintea meciului cu Ceahlăul. Aflat la debutul pe banca Pandurilor, antrenorul Ardelean are de luat o revanșă în fața nemțenilor. Ceahlăul a învins de 2 ori în toamnă mediașul lui Pustai în campionat cu 2-1 și în optimile cupei cu 2-0. Este o altă echipă aici la Târgu Jiu. Ce a fost cu Gaz Metan, unele lucruri ar fi bine să se repete, dar este o altă echipă. Băieții s-au acomodat cu nou tehnician al echipei noastre, Cristian Pustai. Sperăm să debutăm cu bine în acest mini-retur. Avem nevoie de cele 3 puncte puse în joc la Piatra Neamț pentru ca să ne atingem obiectivul, trebuie să plecăm bine și ne dorim din tot sufletul să câștigăm la Piatra Neamț. Pandurii au spionat pe nemțeni în amicalele din Antalya, la fel ca gorjenii oamenii lui Costel Enache au făcut egal în 5 din cele 6 meciuri de verificare. Pandurii spun însă că nu se mulțumesc cu un egal la Piatra Neamț și vor doar victoria. Nu va fi ușor, suntem conștienți de acest lucru, pentru că Ceahlău este echipa care este în luptă pentru evitarea retrogradării și cu siguranță nu ne va aștepta un joc ușor. I-am văzut în Antalya, arată bine echipa din Piatra Neamț și, mă repet, va fi o partidă dificilă, dar sunt încrezător în valoarea jucătorilor noștri și sperăm să ne întoarcem de la Piatra Neamț cu cele 3 puncte. Pustai și-a impus un obiectiv clar pentru retur, vrea 27 de puncte din 15 meciuri pentru a duce Pandurii în Europa League. Să reușim evoluții la fel ca și în turul campionatului și să ne atingem obiectivul. Încercăm să ajungem în Europa. Se poate cu lotul acesta? Pe care o să vedem în 29 mai. Pandurii așteaptă cartea verde a lui Popin până diseară pentru a-l putea folosi pe uriașul atacant din Serbia. Dacă Popin nu joacă, Lemnaru va intra titular. Înaintea meciului de sâmbătă de la ora 17:30, Pandurii ocupă locul 4 cu 35 de puncte, în timp ce nemțenii sunt pe 14 cu doar 19 puncte. Vedem în continuare datele meteo.
Aici se încheie jurnalul orei 20, însă nu înainte de a vă spune că ne puteți urmări online la adresa www.gorjtv.ro. Rămâneți alături de programele postului nostru de televiziune. Urmează editorialul Pilula cu glazură de ceanură, realizat de Ovidiu Popescu. Vă mulțumesc pentru atenție, weekend plăcut!